taie curba, prietene, că doar aia și cu BMW-ul și BMW-ul nu are cursă la volan, frate. N-are. N-are. Și ai din fabrică. Ce fain o ieșit ăla din curte. Pun pe banda aia la-ți. Everything changes. Uite-și pe asta. Că sunt curios. Câte curbe taie, da? Și pe... Mamă, soare! Super! Băi, greu cu volan? Bă, dar acum de ce nu... A, acum pune cu cui frână. Înțeleg. Bravo! Bravo! Cum ziceam, campioni accelerații. Vine o curbă. Dacă putem să o tratăm ca un drum drept, așa o tratăm. Dacă nu, trebuie să punem frână. Sau, bineînțeles, să trecem preventiv pe banda aia la altă dinainte de curbă, ca să putem la curba. Bă, ce curbă e asta pe care trebuie să o tai, frate? Uite, taie curbă. Taie. Complicat. Uite, numai așa trebuie să... Și eu mă duc cu aceeași viteză ca tine. Și n-am mega șumecărie de auto. Mai tăiam o curbă. Mult prea multă lume primește carnet. Mult prea multă lume primește carnet de șofer. Clar, bă. Clar. Adică vreau să spun corect, nu? Pui frână sau când dai curba? Dai curba. Așa, așa. Banda aia la... Ne pregătim pentru curbă. Hai țară, prieten, fii atent. Bravo! Ai văzut cum se ia o curbă? Am avut și eu Audi. N-avea cursă la volan. 5 grade maxim. Nu, nu poți. Plus că e foarte mare. Deci el așa, de fapt, se vede foarte mic. Dar în realitate, când e de condus, e oarecumva la dimensiunea unui tir. De fapt, e mai mare decât un tir. Pentru că nici aia cu tirul nu trebuie să treacă pe banda alaltă ca să ia curba aia cum trebuie. Dar ăștia cu Audi-urile, sau BMW-urile, sau merțanele, sau chestii, ăștia trebuie să treacă pe partea ala. Bine, nu toți, dar mulți dintre ei. Pentru că și-au luat mașina, nu știut că nu are cursă volan. Nu are, nu merge, adică volanul stă drept. Dacă pot să, dacă nu poți să iei curba, te descurci. Efectiv. Curios curba asta. Treci pe banda, hai, treci pe banda aia. Treci un pic pe banda aia. Curbă. Așa. Bravo! Oh, alea. Și frână în curbă, că așa... Așa, așa e în manual. Oh my fucking God. Acum e nasol că vine o curbă și după aia mai vine una. Deci trebuie să fie profesionistul accelerației între cele două curbe, că altfel nu o să reușească. Dăm curba. Bravo!
A, aici cum faci? Te duci pe banda aia la tare. Și uite, ai prins că se poate lua curba fără să treci pe cealaltă parte? Nu! Evident, depășirile, dacă ați observat, așa trebuie făcută. Deci, în spatele nostru este jumătate de kilometru de linie dreaptă, da? Unde te apuci să faci? Nu faci la începutul jumătății de kilometru de linie dreaptă. O faci atunci când vezi că din față vine cineva. Numai atunci faci o depășire. Altfel nu se pune. Trebuie să vină cineva din față, trebuie să stai un pic așa în expectativă, adică să-l fentezi și pe ăla din față. Pe ăla să stea și să se gândească, bă, ce vrea cretinul ăsta să facă? Vrea să meargă, vrea să vină, depășește, nu depășește, face, nu face. Da, deci trebuie găsită această modalitate de a enerva pe toți. Că altfel nu are niciun sens să faci o depășire. Nu? Dacă faci așa depășirea, fără nicio chestie de genul ăsta, baby, mamă, ce ai descoperit o accelerația. Ioi. Frână și tăiem o curbă, da? Ați înțeles. Curba care se poate lua la 100 pe oră, fără niciun spray, da? Depinde și cine conduce, aparent. Ăștia de obicei sunt aia care îi auzi după aceea când îți la bere cu băieții. După ce ori epuizat subiectul cu cum fut ei, sunt mega și mega natural. Deci ăștia sunt maxim, deci rup toate femeile, toate smoarte cu băieții, chestia asta. Dar după aia trec, bineînțeles, la mașini și după aia la foto. Ăștia săia care să pe principiu, bă, frate, eu, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Bă, eu nu mă rap, bă, eu sunt Vitezoman, bă, și eu așa o calc, așa o calc, așa de tare merg. Evident, eu de la apa până aici sunt tot în spatele lui, dar, bă, el e clar Vitezoman, e clar, dacă l-auzi, el o zic, băi, frate, mi-așa îmi place, sunt calb, mă, sunt calb, în maxim mă decoia, nu așa. Deci, frate, eu rup tot asfaltul sub mine, să rupe, să distruge mare. Clar? Clar, clar. S-a mers cu niște viteze incredibile. O tăia toate curbele. O pus frâna cam în jumătate dintre ele. Treabă, na. Ai viteză, băi, ai viteză.
mașina are viteză. Da, mașinile astea merg cu 300, așa, nici nu te gândești, deja la 300. Bau, 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 bau. Ăsta ne-a dat clasă la tot. Ce vorbim? Întrebarea acum este de ce merge așa de încet. Opinia mea, relativ avizată, este pentru că vorbește la telefon. Sau nu era momentul potrivit? Adică unde trebuie să faci o depășire? În curbă când vine cineva din față? Altfel, v-am explicat. Da. Până când a fost drept, până când a fost ok, până când ai văzut că nu vine nimeni din față, bă, nu se face o depășire, mă! Ce faci așa o depășire? Simplu, așa? El își trăiește viața la limită, mâncă. La limită.